Dragi ascultători ai radioului Renașterea, bună seara! Iată-ne din nou împreună pe calea undelor în cadrul programului biblic. Un program biblic pe care îl urmărim, iată, de mai bine de 6 ani. Sunt absolut convins și știu acest lucru din toate mesajele că a fost de folos pentru fiecare dintre noi. Și pentru dumneavoastră care m-a ascultat, dar și pentru mine care vorbesc. De ce este de folos acest program biblic și de ce a fost de folos? Răspunsul la această întrebare este foarte simplu. Pentru că operăm sau lucrăm, cum se spune, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este înainte de toate putere. Este har, este energie. Așa cum v-am spus de atâtea ori în cadrul întâlnirilor noastre. Așa că nu poate ca această putere a lui Dumnezeu, această energie a lui Dumnezeu să nu lucreze în viața noastră. Și cu atât mai mult atunci când această putere din cuvânt o primim cu credință. Și despre credință, sigur că va mai fi vorba și despre ce poate ea în întâlnirile noastre viitoare. Dragii mei, data trecută, săptămâna trecută, am vorbit despre apărarea Apostolului Pavel în detenția de la Cezarea, în fața regelui Irod Agripa, soției lui Berenice și a procuratorului Festus. Și am putut să vedem atunci puterea cu care Apostolul Pavel s-a apărat, o putere pe care Dumnezeu i-a rânduit-o. Și am văzut că el nu face nimic altceva decât să apeleze la chemarea lui Dumnezeu, chemarea a lui Dumnezeu directă, care exprimă și descrie misiunea lui. Așa că, apărându-și apostolatul și misiunea, cu rațiunea în chemarea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel nu spune altceva în fața celor care l-ascultau, în fața auditorului, nu spune nimic altceva decât faptul că toată lucrarea lui este, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Așa că, cu mare interes și cu multă atenție, regele îl ascultă pe apostol, pledoaria lui și apărarea lui și concluzia acestora este că apostolul putea să fie lăsat liber, că este nevinovat, de fapt aceasta a fost sentința pe care regele și procuratorul Festus a dat-o. Și anume, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 31, vorbeau unii cu alții plecând, deci de acolo, de la judecată, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanțuri. Aceasta este concluzia, aceasta este sentința, că Apostolul Pavel este nevinovat. Dar pentru că el a cerut să fie judecat de cezarul, de împăratul de la Roma, ei trebuiau să-i asculte dorința, așa că omul acesta, cu toate că putea să fie liberat, spun ei, trebuie să-l trimitem pentru a fi judecat de cezar. Deci trebuie să-l trimite la Roma. Așa se încheie, dragii mei, detenția Apostolului Pavel la Cezarea dintre anii 58-60. Am putut să vedem în întâlnirile noastre ce a însemnat acest arest. Modul în care Apostolul Pavel se înfățișează și se apără mai întâi în fața procuratorului Felix. Acesta, nădăjduind că apostolul să-i dea bani pentru a-l elibera, apostolul Pavel, nefăcând acest lucru, știindu-se nevinovat, îl ține mai departe în arest. Acestuia, de lui Felix, îi urmează Festus, care a vrut să facă pe placul sinedriștilor de la Ierusalim și să-l aducă pe apostol în fața lor, prejudecată, ocazie cu care sinedriștii plănuiseră un complot pentru a-l ucide pe apostol. Așadar, vrând să facă pe plac lor, Festus a vrut să-l predea sinedului din Ierusalim.
Însă Apostolul Pavel refuză acest lucru și acesta este contextul în care Sfântul Pavel cere să fie judecat la Roma de Cezar. Iubiții mei, am spus sentința finală de la Cezarea, din detenția sau arestul de la Cezarea a fost aceea că Apostolul Pavel a fost găsit nevinovat. Dar cum spuneam, pentru că acesta a cerut să fie judecat la Roma, regele Agripa și Festus nu-l eliberează, îl țin legat și îl trimit la Roma. Așa că de aici înainte o să vedem călătoria Apostolului Pavel spre Roma, spre detenția sau spre arestul din Roma. Însă până atunci, așa cum am anunțat data trecută, aș dori ca să tragem câteva concluzii, mesaj și să le analizăm referitoare la acest ultim episod, adică la apărarea Apostolului Pavel în fața regelui Agripa și a lui Festus. Să vedem câteva concluzii, care concluzii se exprimă și într-un mesaj pentru noi, pentru viața noastră, pentru cei de lângă noi, pentru locul pe care și pentru misiunea pe care o avem în acest timp și în această lume, fiecare dintre noi. O primă concluzie pe care aș trage-o din acest episod, adică din înfățișarea sau din apărarea Apostolului Pavel în fața regelui Agripa și a lui Festus, procuratorul roman, este aceasta. Conștientizarea chemării lui Dumnezeu și asumarea misiunii, indiferent de circumstanțe și urmări. Aceasta e o primă concluzie, adică să conștientizezi chemarea lui Dumnezeu pe care ți-a făcut-o. Apostolul Pavel a făcut acest lucru și și-a asumat în același timp și misiunea la care l-a chemat Dumnezeu și și-a asumat această misiune indiferent de circumstanțe și de urmări, indiferent de situațiile prin care a trecut și indiferent de obstacolele care au fost ridicate în cale. Aș vrea în acest sens, pentru a lămuri și a detalia puțin această concluzie, să mă refer la două versete din capitolul 26, și anume versetele 16 și 17. Iată ce se spune acolo. Scoală-te și stai pe picioarele tale. Îi spune Dumnezeu Apostolului Pavel, că spre aceasta m-am arătat eu ție, să te rânduiesc slujitor și martor și al celor pe care le-ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit. Așa că Apostolul Pavel, în momentul în care a primit acest mesaj de la Dumnezeu și a avut această descoperire, a înțeles câteva lucruri. Și anume că Dumnezeu l-a chemat să-l trimită în lume ca slujitor și martor. Martor în sensul de a adeveri faptul că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu conduce destinele acestei creații, că intervine în ea și că tot ceea ce face Dumnezeu nu este o minciună, ci un adevăr. Și Apostolul Pavel urma să fie martorul acestui adevăr. Dar ceea ce spune el mai departe, că nu trebuia să fie doar martor și că misiunea lui n-a constat doar în a da mărturie despre adevăr, ci a și sluji acest adevăr. Este o diferență între a da mărturie despre adevăr și a sluji adevărul. Poți să dai o mărturie într-o oarecare circunstanță, poți să vorbești frumos despre adevăr, poți să aduci argumente imbatabile, poți să ții un excurs așezat pe argumente și pe logică,
un escurs despre adevăr și nimic mai mult. Pe când slujirea adevărului presupune ceva în plus, și anume un angajament personal, o identificare cu acest adevăr. Poți să vorbești frumos despre adevăr din afara lui, dar a sluji adevărul trebuie să o faci din interiorul tău și din interiorul adevărului. Așa că slujirea adevărului presupune, așa cum am spus, un efort, presupune sigur și mărturia, dar presupune înainte de toate identificarea cu el, identificare care de cele mai multe ori conduce spre sacrificiu. Așa că Apostolul Pavel a fost chemat nu doar să dea mărturie despre acest adevăr, ci și să se sacrifice pentru el. Foarte frumos acest lucru pe care el îl spune. Și mărturia și slujirea adevărului se referea, e important acest aspect de subliniat, la cele trecute și la cele viitoare. Că-i spune Dumnezeu apostolului să fii slujitor și martor al tuturor celor pe care le-ai văzut, adică al tuturor lucrurilor care s-au întâmplat cu tine și în care sigur Dumnezeu i s-a arătat, dar și slujitor și martor al celor viitoare, adică în cele, îi spune, în care eu mă voi arăta ție. Așadar, misiunea și slujirea nu este doar o clipă a prezentului, ci este o clipă a prezentului cu așezarea pe trecut și cu privirea plină de încredere spre viitor. Spune, pentru aceasta eu te-am ales pe tine din popor și din neamuri la care te trimit. Așadar, în slujirea, în lucrarea de slujire și de mărturie pentru de mărturie a adevărului și de slujire a lui Dumnezeu, Dumnezeu alege. Nu omul alege, ci Dumnezeu alege. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că toți avem o alegere de la Dumnezeu. Alegerea de a fi un misionar laic în lumea în care trăim. Despre alegerea specială a Apostolului Pavel ca slujitor al tainelor lui Dumnezeu, el vorbește atât de frumos în epistola pe care o adresează creștinilor din Galatia. În capitolul 1, în partea apologetică a epistolei, adică în partea aceea în care el își apără apostolatul și Evanghelia, autenticitatea apostolatului și a Evangheliei pe care o propovăduia, în fața dușmanilor lui, care îl contestau, spunând că nu este apostol pentru că n-a fost apostolul Iisus Hristos și că nu vestește o Evanghelie pe care a primit-o direct de la Iisus, ci o Evanghelie străină și așa mai departe. Acestora apostolul Pavel răspunde, și anume spunându-le, nu numai că n-am fost chemat de către Iisus Hristos, e adevărat acest lucru, dar eu am fost chemat de Dumnezeu încă din pântecele mamei mele. Iată, vă citesc ce spune el, cât de frumos se apără. Când a benevoit Dumnezeu, Galateni, capitolul 1, versetul 15, când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său. M-a ales, spune, din pântecele mamei mele și m-a chemat. E vorba de alegere și de scopul alegerii. Adică chemarea prin harul lui Dumnezeu și în ce a fost chemat, de ce a fost ales, de ce a fost chemat, versetul 16, Apostolul Pavel o spune lămurit. Se descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri. Deci se descopere pe Iisus Hristos și să-L vestească la neamuri.
Spuneam, iubiții mei, că aceasta este o chemare specială. Și în această chemare specială de a-L vesti pe Dumnezeu la lume, în fața oamenilor, de a-L propovădui, o au preoții. Spuneam, aceasta este o chemare specială. Dar fiecare dintre dumneavoastră aveți aceeași chemare, și anume de a răspândi Evanghelia lui Iisus în mijlocul lumii în care trăiți, adică din ceea ce citiți și din ceea ce auziți. De atâtea ori am spus că noi preoții nu putem să ajungem acolo unde dumneavoastră ajungeți întotdeauna, adică în familiile dumneavoastră, în contact cu prietenii și apropiații dumneavoastră, în instituțiile în care lucrați și așa mai departe. Dar acolo puteți să duceți dumneavoastră vestea despre Dumnezeu. Acolo puteți să propovăduiți dumneavoastră adevărul divin și principiile morale pe care Dumnezeu le-a pus în Evanghelia Lui, din ceea ce citiți din Biblie și din ceea ce auziți duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare la biserică, dar și din ceea ce auziți și ați auzit, iată, mai bine de 6 ani în cadrul programului biblic. Acolo trebuie să faceți lucrare de apostol, acolo unde vă găsiți. Așa că fiecare aveți o chemare specială și o trimitere specială de la Dumnezeu. Urmează ca fiecare dintre noi să conștientizăm această chemare și să ne asumăm misiunea la care am fost chemați, indiferent de circumstanțe, așa cum am spus la început, și de urmări. Aceasta este o primă concluzie pe care o putem trage din spusele Apostolului Pavel, caracterizându-și apostolatul și apărându-se în fața regelui Agripa și a procuratorului Festus. A doua concluzie, mesaj al acestui episod. Aș numi-o așa. Dumnezeu nu-L părăsește pe cei ce ascultă chemarea, pe cel care îi ascultă chemarea. Pe acesta Dumnezeu nu-L părăsește. De acesta Dumnezeu nu uită. Pe acesta Dumnezeu nu-L desconsideră. Și aș face din nou o referire la un verset din același capitol 26 din Faptele Apostolilor pentru ilustrarea acestei idei, și anume la versetul 22, pe care aș vrea să-l citesc. Așadar, dobândind eu ajutorul de la Dumnezeu, până am dobândit, deci am căpătat ce ajutorul de la Dumnezeu, până în ziua aceasta stau și mărturisesc la mic și la mare, nimic spunând în afară de ceea ce și profeții și Moise au spus că va să fie. Deci, Apostolul Pavel nu l-a mărturisit pe Dumnezeu doar acum, ci am văzut că l-a propovăduit și l-a mărturisit în călătoriile lui misionare, cu curaj la Ierusalim când a fost arestat și cu curaj în înfățișările mai dinainte, în cadrul detenției din Cezarea. Până eu am dobândit acest ajutor de la Dumnezeu, până în ziua aceasta mărturisesc. Deci din momentul chemării și până în ziua în care vorbea, iubiții mei, Apostolul Pavel s-a simțit ocrotit de Dumnezeu. Apostolul Pavel a simțit că nu a fost părăsit de Dumnezeu și de ajutorul lui. De aceea spune, până în ziua aceasta stau și mărturisesc la mic și la mare. Adică Apostolul Pavel nu și-a ales auditoriul. A vorbit tuturor celor care l-ascultau. Și ce a vorbit? Nimic altceva decât ceea ce era fundamentat pe profeții și pe ceea ce Moise a vestit despre Iisus. Cu alte cuvinte, toată propovăduirea lui avea un fundament sau avea o bază divină.
exprimată în profeții, exprimată în cuvântul profeților, exprimată această bază pe care Apostolul Pavel și-a fundamentat vestirea lui și propovăduirea lui, zic, această bază fundamentată pe Moise, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe revelație, pe ceea ce Dumnezeu a descoperit în vechime profeților. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel nu propovăduia o evanghelie a sa, nu propovăduia un cuvânt al său, nu propovăduia o învățătură a lui, ci propovăduia ceea ce Dumnezeu a descoperit lumii în vechime și care s-a adeverit și s-a exprimat și s-a împlinit în Iisus Hristos. Așadar, reținem concluzia, Dumnezeu nu-l părăsește pe cel ce ascultă chemarea. Și Sfântul Pavel spune acest lucru, am dobândit ajutor de la Dumnezeu cândva în trecut și până în ziua aceasta stau și mărturisesc. Adică apărat și ajutat de Dumnezeu. A treia concluzie. Este vorba, iubiții mei, de conștientizarea faptului că două puteri antagonice există în lume, pe care Apostolul Pavel le-a amintit, și anume Dumnezeu și Satan. Și legat de acest adevăr, Apostolul Pavel mărturisește un lucru, și anume că credința este o cale spre sfințire. Deci pentru desăvârșirea noastră este nevoie de credință. Sau cu alte cuvinte, nu putem să ajungem la desăvârșire decât pe calea credinței. Adică pe calea celei energii, așa cum vă spuneam și altădată, care ne transpune dintr-o lume cu niște legi firești după care se conduce, într-o altă lume cu legi la fel de firești, dar care le depășește pe acestea de aici și care ne cad sub simțuri. Din această lume obișnuită, într-o lume la fel de obișnuită, dar cu altă logică, ne trece credința. Și Apostolul Pavel vorbește despre aceste două forțe antagonice din lume, Dumnezeu și Satan, în apărarea sa, în pledoaria sa, și aș vrea să amintesc în acest sens din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 18. Iată ce spune el. Legat de misiunea pe care o avea, să le deschizi ochii, deci neamurilor, oamenilor spre care Dumnezeu l-a trimis. Să le deschizi ochii pentru ca ele, deci neamurile, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la stăpânirea lui Dumnezeu, pentru ca să primească iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința în mine s-au sfințit. Foarte important aceste cuvinte. Deci să se întoarcă de la întuneric la lumină, de la stăpânirea lui Satan la stăpânirea lui Dumnezeu. Stăpânirea întunericului este egală cu stăpânirea lui Satan, adică a diavolului. Și stăpânirea luminii se identifică cu stăpânirea lui Dumnezeu. Adică stăpânirea lui Satan are ca rod întunericul, iar stăpânirea lui Dumnezeu are ca rod lumina. Aceste două forțe antagonice, iubiții mei, există în lume și sunt două realități. Important este să știm că sunt două lumi total diferite și că de la o lume, adică de la stăpânirea lui Satan exprimată în întuneric, trebuie să ne întoarcem și pe această lume să o părăsim și să îmbrățișăm lumea lui Dumnezeu exprimată în lumină, adică în sensul de a fi. Adică în înțelegerea sensului tău de a fi în acest univers.
Aceste două forțe antagonice am putut să le conștientizăm și să le vedem într-o pericopă evanghelică care s-a citit tocmai duminica trecută. Și anume este vorba de vindecarea acelui îndrăcit din Ținutul Ghergesenilor. În relatarea Sfinților Evangheliști, dar ultima Evanghelie a fost din relatarea lui Luca. Am văzut cum îl stăpânea Satan, diavolul, pe acel om, scoțându-l din lume, scoțându-l din familia lui, scoțându-l din cetatea lui și făcându-l să locuiască prin morminte, prin grotele pământului, dezbrăcându-se fără să aibă rușine și înzestrat de o putere a diavolului cu totul aparte, încât ne spune evanghelistul Luca că și lanțurile le rupea când era legat. Aceasta era stăpânirea diavolului, exprimat așa cum am spus, în îndepărtarea acelui om care se stăpâni de diavolul, de lume, de familie, de toți cei dragi, în pierderea pudorii și a rușinii, în îndepărtarea de lumea apropiată lui. Și a venit o altă putere și o altă forță, puterea lui Iisus, puterea lui Dumnezeu, care l-a eliberat din acea robie a diavolului. Și când l-a eliberat din acea robie a diavolului, omul era altul în lumea lui Dumnezeu. Și anume Luca ne spune că după ce a fost vindecat, după ce demonul a fost, sau demonii au fost alungați din el, din bietul om, pe acesta l-au găsit, poate cei apropiați ai lui, la picioarele lui Iisus, îmbrăcat, și ne spune Sfântul Luca, întreg la minte. Îmbrăcat și întreg la minte, adică cu judecată, cu logică. Recăpătându-și din nou stima și recăpătându-și rușinea față de oameni și față de ipostaze în care poate să fie pus sau se poate arăta și în care nu era rușine de lume. Pe acesta îl trimite Dumnezeu Iisus în casa lui să le spună tuturor cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Așadar, iată două forțe în lume pe care Apostolul Pavel le exprimă în apărarea sa în fața regelui Agripa și a lui Festus. Și după ce am părăsit această lume a lui Satan, în lumea cealaltă a lui Dumnezeu în care am intrat, se primește ca dar iertarea păcatelor, foarte important acest lucru, și parte cu aceia care prin credința în Iisus s-au sfințit, adică au ajuns desăvârșiți. Nu te lasă Dumnezeu nerăsplătit când ai intrat în lumea Lui. Nu te lasă Dumnezeu părăsit și nu ești uitat de El când l-ai părăsit pe cel rău și pe cel care robește lumea, adică pe diavolul. Și Dumnezeu îți trimite ajutor, îți trimite dar peste dar. Și iertarea păcatelor este cel mai mare ajutor pe care ți-l trimite, pentru că de păcate este legată suferința. Și apoi când păcatele ți-au fost iertate și suferința ți-a fost îndepărtată, ajungi la sfințire, adică la desăvârșire. Ce înseamnă de fapt sfințirea? Ce înseamnă de fapt desăvârșirea? Nimic altceva decât intrarea în lumea lui Dumnezeu și perceperea lui și simțirea lui ca Dumnezeu desăvârșit. Iubiții mei, ne oprim cu concluziile aici, în această emisiune, continuând în emisiunea viitoare cu celelalte concluzii din acest episod la care am făcut referire.
pentru că ele sunt importante și nu întâmplător m-am oprit asupra lor, pentru că ele pot să însemne puncte de reper pentru fiecare dintre noi în viață. Până la o nouă întâlnire, dragii mei, să aveți parte de tot harul, de ajutorul lui Dumnezeu și de perceperea chemării Lui.